Astăzi, aceste inițiale vorbesc despre COVID, dar decenii la rând ele au fost însemnele partidului care controla totul. Cu 100 de ani în urmă, Partidul Comunist Român apărea pe scena politică. Primul lui secretar general a fost un plăpumar, ultimul un cizmar. Și totuși, cum a reușit o sectă politică să se transforme într-o organizație de masă și să aibă drept de viață și de moarte asupra românilor? Află secretele secerătorului Ciocan al Minciunii, un proiect de televiziune istoric realizat de Cornel Mihalache și Răzvan Butaru. Sâmbătă, la ora 21, pe TVR1.